Energia are o șansă serioasă în ceea ce privește calificarea în faza următoare a FIBA Europe Cup. Basketbaliștii gorjeni dau piept cu Leavră, formația aflată pe primul loc și este neînvinsă pe teren propriu. Antrenorul Energiei Hristu Sapera spune despre partida cu francezii că este aproape decisivă pentru calificarea în faza următoare a competiției. Este un meci aproape decisiv, spun acest lucru pentru că mai sunt șanse chiar și în cazul unei înfrângeri, dar devine mai complicat în acest caz. În plus, dacă pierdem, depindem și de alte rezultate, care pot deveni imprevizibile în ultima rundă. O victorie la Le Havre ne-ar ajuta foarte mult. Nu ne-ar asigura calificarea, dar ne-ar ajuta enorm în lupta pentru calificarea în faza următoare. Știm că este un meci foarte greu și că Le Havre nu a pierdut acasă până în acest moment. Noi suntem încrezători că putem învinge echipa franceză și în deplasare, a spus Sapera. Porter Trupp este incert pentru meciul cu francezii de miercuri, tehnicienii gorjenilor urmând a lua o decizie în ziua meciului în privința folosirii acestuia.